Bună, suntem la peștera Săbăreanu. Aceasta este o peșteră mult mai mică de lângă peștera Polovragi. Vreau să mergem la peștera Polovragi, să o explorăm un pic și să aflăm un pic despre legendele acesteia. Dar până atunci am văzut un drum care spunea de această peșteră și am înțeles că ce e interesant aici este că timp de vreo două decenii a trăit în această peșteră un stareț, un stareț al mănăstirii Polovragi și se pare că și-a săpat mormântul aici. Hai să vedem despre ce e vorba, nu știu exact cât o să pot să filmez în interior, nu pot să-mi dau seama cât de întuneric este. Clar, nu are electricitate. Am așa emoții. Pentru că aceasta este intrarea și uitați cât de întuneric este înăuntru. Deși aici și-a dorit să fie îngropat și se spune că și-ar fi săpat propriul mormânt când a simțit că se apropie momentul, acum starețul Săbăreanu nu se mai află înmormântat aici, ci a fost deshumat și mutat în curtea mănăstirii Polovragi. Merită și aceasta vizitată, fiind foarte bine întreținută, dar se pare că nu a fost întotdeauna astfel. Spun asta pentru că povestea starețului Săbăreanu se leagă de lăcașul de cult Polovragi în care a investit o mare parte din averea lui. Vreau să vă arăt puțin din drumul care se urcă pentru a ajunge la această micuță peșteră, undeva la 15 minute, în timp ce vă spun câte ceva despre starețul Săbărean. Se pare că fostul stareț, pe nume Corneliu Săbăreanu, era extrem de bogat și a făcut studii la Paris. Tatăl și fratele lui au murit și astfel a devenit proprietar peste suprafețe întinse de pământ și mulți robi. Acesta ar fi depistat nereguli de ale servitorilor. Legenda spune că i-ar fi dus la București ca să fie arestați, dar cum a ajuns în capitală a auzit clopotele unei biserici. A avut o revelație și i-a eliberat pe robi, după care a mers la mama sa și i-a spus că devine călugăr, asta își dorește. A mers la muntele Athos, a făcut facultatea de teologie la Atena și a revenit în țară. Mănăstirea Polovragi era într-un avansat stadiu de degradare atunci când Corneliu Săbăreanu a ajuns la aceasta. Mișcat de starea deplorabilă în care se afla mănăstirea, a donat ultima parte din avere, amanetând obiecte personale din aur, și a construit biserica mănăstirii. S-a stabilit la Polovragi și a devenit duhovnicul statului. Se știe că a fost și duhovnicul reginei Maria. În anul 1909 renunță de bunăvoie la stăreție, dedicându-se total vieții de puznic. Se retrage în peștera din Cheile Oltețului, aceasta care îi poartă numele, cea în care suntem chiar acum. Aici și-a amenajat un altar de rugăciune care există și astăzi. Hai să explorăm mai multe din Polovragi. Am ajuns la peștera Polovragi, am ales să iau tur cu ghid. Poți opta pentru ghid sau poți să optezi să mergi tu singur pur și simplu să vezi peștera. Bineînțeles, se plătește o intrare, este 20 de lei în acest moment pentru adult, nu știu cum va fi în viitor. Peștera e considerată una dintre peșterile mari, având 11.000 de metri lungime și sunt o grămadă de legende în jurul ei. În peșteră sunt undeva la 9 grade constante, de aceea mi-am luat și bluză cu mânecă lungă. Este considerată o peșteră călduroasă, indiferent de anotimp, numai că noi intrăm de la 25 de grade la 9 grade, o să mi se pară frig, la început măcar. Intrarea în peșteră este creată artificial, fiind distrus peretele vestic. În anii 60 a fost decisă această măsură, pentru că înainte se intra printr-o gaură destul de mică și se cobora pe o frânghie până la culoarul principal. Ne vedem în noi lumina sursă, lumina naturală, asta este intrarea vecilor, dar pe vremuri lumina asta prezenta intrarea naturală în peșteră. Bineînțeles, sub altă formă. Nu se vedea pe drumul ăsta, pentru că drumul nu exista, drumul n-a fost făcut. Se venea pe o potecă la nivelul de sus, potecă care tranzita și cheie. Drumul s-a săpat în dinamitare după 1957, când au apărut la noi în zonă mașini pentru exploatare forestieră. De-abia în 1985 s-a administrat peștera, atunci s-a pus și scară și poartă și lumină în peșteră. Până atunci a fost la modul liber. Putem spune că peștera a fost adăpost pe vremuri. În față vedem munții Parângul care se termină, de aici încep munții Căpățânii. Deci Oltețul desparte doi masivi, Parângul de Căpățânii și formează cheile Oltețului care au lungime 2 km. Peștera e alcătuită dintr-o galerie principală din care se desprind mai multe culoare, multe dintre ele colmatate, adică astupate. Peștera Polovragi este cunoscută datorită asocierii cu Zalmoxis, liderul spiritual al getodacilor, care își putea schimba înfățișoarea, despre care se spune și că a locuit în această peșteră.
El a fost numit de diferite surse de-a lungul timpului reformator mitic, profet, mare pontif, rege, medic, zeu. Grecii l-au numit chiar și șarlatan, sclava lui Pitagora. Prin peștera Polovraj se spune că zeul suprem al getodacilor intra în adâncuri pentru a ieși peste munți la cetatea Sarmizegetusei. Nu s-a descoperit niciodată vreun tunel care să ducă la această cetate. Când speologii au cercetat peștera în premieră, acum circa 100 de ani, au fost uluiți să descopere urme de picioare umane încălțate vechi de 2000 de ani, fără îndoială urme de daci. Zvonurile despre comorile dacice ascunse în Polovraj au atras o sumedenie de răuvoitori și aventurieri lacomi. Toți aceștia au avut parte de morți tragice în încercările lor de a tulbura liniștea locului. Se spune că blestemul lui Zamolxis încă veghează locul. În peșteră există o piatră în formă de tron care este denumită astăzi scaunul lui Zamolxe. Alexandru Vlăhuță l-a descris în România Pitorească, în 1901, pe zeul Zamolxis ca protector care îndemna poporul dac la luptă pentru apărarea gliei strămoșești împotriva cotropitorilor. Iar din tavanul peșterii se preling picături de apă, prezentate deseori ca fiind lacrimile lui, care deplâng soarta poporului dac cucerit de romani. În peșteră sunt tot felul de elemente formate natural, care au primit diverse denumiri. Să vedem ce nu asta, să vedem mai bine. De exemplu, asta cu ce ar vedea urmă? Eu, când eram copil, vedeam o pasăre în picare. Seamnă, da? Deci un vultur, mi-a spus noi, un uger de oaie care reprezintă zona noastră pastorală, un schelet de om cu spatele aici asupra mea, seamnă, da? Da, da, da. Schelet de om, schelet de bărbat. De ce e de bărbat? Nu mai bărbații vineau pe aici. Nu. Fetele sunt mai late un pic în mine. Stalactitele și stalagmitele nu lipsesc. Iar eu îmi amintesc încă din copilărie, când vizitam peștera Muierilor, destul de aproape de peștera Polovraj se află și aceasta, că ni s-a spus, ca să nu uităm, că stalactitele, cele cu T, de la tată, sunt cele de deasupra, formate exclusiv pe tavan. Stalagmitele, cu M de la mamă, sunt cele de dedesubt, care se formează atunci când mineralele din apa care picură se depun, iar atunci când se unesc, se formează coloanele. În sala draperiilor există piei de leopard, dar nu vă faceți griji, nu e cazul să chemați protecția animalelor. Este vorba de pattern-uri care se creează prin acțiunea apei asupra rocilor. Pot avea culori variate, galben, roșu, verde, în funcție de ce conține apa. Aceasta poate fi bogată în carbonat de calciu, bioxid de siliciu, oxid de fier. Un schelet în mărime naturală, pictat pe un perete, ne înfățișează pe doamna cu coastă pe umăr. Aflăm că autorul acestui desen este preotul Pahomie, care, în anul 1607, a stat aici, în beznă, alături de vietățile subpământene, vreme de 6 luni. Desenul a primit mai multe semnificații. Ar putea fi creat ca un semnal de alarmă în ceea ce privește pericolele peșterii. Ghidul ne spunea că atunci când era copil, băieții din Polovraj se aventurau prin peșteră, iar atunci când o vedeau pe doamna cu coasă, se întorceau. Am citit că dacă am mărit pe calculator imaginea cu doamna cu coasă, am sesizat că are pe cap o cască coif care nu se vede cu ochiul liber, așa cum au purtat mulți dintre cei care ne-au cotropit de-a lungul vremii țara. Personal, nu am reușit să văd această cască coif. Legenda spune că, pe vremuri, cine intra în peșteră să se adăpostească, dar avea suflet rău, nu era lăsat să depășească moartea cu coasă care lua la ea pe necredincios. Dar în peșteră sunt și multe alte însemne ciudate. Pe un perete, de exemplu, sunt însemne chiar și din anii 1800. Izvorul speranțelor nu seacă niciodată, iar apa este potabilă, dar ghidul nu ne recomandă să o bem, aceasta fiind bogată în oxid de fier. Ce mi-a mai atras mie atenția este cuptorul dacic, cu o formă asemănătoare cuptoarelor rudimentare din acea perioadă. Dacă la unele elemente trebuie să te uiți mai mult ca să le înțelegi, la cuptor e destul de clar din prima. Din peștera Polovraj se pot vizita vreo 600 de metri. Noi am ajuns la capătul acesta vizitabil al peșterii, dacă pot spune așa. Mi-a plăcut să văd că sunt foarte mulți oameni. Îmi place că este o zonă turistică, dar asta face un pic complicată găsirea unui loc de parcare, să găsești să parchezi mașina, așa că trebuie să o lași un pic mai din vale. Dar intrarea este foarte accesibilă, adică nu trebuie să te cațeri pe undeva. Este foarte simplu, de la stradă intri direct în peșteră. Pentru peșteră nu trebuie să te apleci foarte
foarte mult, este destul de înaltă. Așa că este o peșteră care merită vizitată. Dacă ți-a plăcut acest vlog, poți să-mi dai subscribe, de ce nu să-mi lași un comentariu să-mi spui ce ți-ar plăcea să vizitezi în continuare sau ce ți-a plăcut cel mai mult din acest vlog. Eu sunt Cătălina, te pup!